Târgul Veteran s-a deschis de ieri la Drobeta Turnu Severin, iar zeci de comercianți din tot județul Mehedinți au sosit cu primii miei de vânzare în preajma sărbătorii Paștelui. Târgul a primit toate avizele sanitar-veterinare, atât pentru sacrificarea animalelor, cât și pentru comercializarea cărnii. Primarul Severinului și reprezentanții DSV au verificat încă o dată condițiile din târg, acesta și cel din localitatea Cerneți, fiind singurele localități din Mehedinți avizate de autoritățile sanitar-veterinare. Târgul Veteran va rămâne deschis până pe data de 15 aprilie. Domnul director, din punct de vedere al direcției sanitare veterinare, toate condițiile sunt îndeplinite, da? Sigur că da, tocmai de aceea s-au și emis autorizația temporară de, până pe de 15, funcționare. Da, perioada este 10-15 aprilie 2023, având programul de funcționare în orele 7-19. Pe întreaga perioadă, direcția sanitar veterinară asigură supraveghere sanitar veterinară, astfel încât cetățenii să aibă garanția cumpărării de calitate. Da, sigur, nu sunt conform. Da. Asta ne și dorim și noi pentru cetățeni și pentru cei din Severin și pentru cei care vin din alte zone să aibă și siguranță și toate condițiile create. Da. Târgul Veteran din Drobeta Turnu Severin a primit avizele necesare din partea Direcției Sanitar-Veterinare, astfel că de luni 10 aprilie acesta a fost deschis, iar zeci de comercianți s-au instalat deja cu sute de miei pregătiți pentru vânzare. Am creat condițiile necesare pentru sacrificarea miilor în Târgul Veteran. E o tradiție a noastră, românilor, să cumpărăm el de Paște și era normal să creăm aceste condiții, plus faptul că fiind foarte mulți producători, astăzi la ora când vorbim sunt 30 de producători și 546 de animale au fost aduse în târg. Există posibilitatea ca prețul să fie mai mic, fiind mai mulți, oferta fiind mai mare, au toate condițiile aici, apă caldă, apă rece, este curățenie, seara se face curat după ce se încheie târgul, este deschis pentru severineni până pe 15 aprilie, între 7 și dimineața și 7 seara, între 7 și 19 seara. Îi așteptăm pe toți să vină, să aibă o masă de Paște îmbelșugată și pe această cale le urez tuturor un Paște fericit. Miei se vând în Târgul Veteran cu 40 de lei kilogramul și în ciuda prețului piperat, unii comercianți susțin că oamenii au început să cumpere aceste produse pentru masa de Paște. Sunteți mulțumiți? Da. De unde sunteți? De la Vânzumare. La Târgul Severin, la Târg. Am fost și acolo și aici, că sunt mulți și trebuie să-i dăm și muncit un an de zile și trebuie să ne scoatem și noi cât de cât. Prețul? Care preț? Prețul 40 de lei pe kilogram. Mai aveți un gând să mai scădeți din preț? Și la prețurile care sunt și la cheltuielile noastre. Că și anul trecut a fost tot același preț la care. Cu câți miei ați venit astăzi? Cu 10. Târgul Veteran va rămâne deschis până pe data de 15 aprilie. Programul de funcționare este în fiecare zi de la ora 7 până seara la ora 19. Ai fost aici la voiatul la un miel? Hai să trăiți! Să trăiți! Hai mă, oi, poți!